Hey people, eu sunt Miremi și așa cum o puteți vedea, sunt în bucătărie, gata să vă pregătesc o rețetă delicioasă de biscuiți. Este o rețetă foarte simplă și pe lângă că sunt foarte gustoși, mai pot fi și decorați așa cum vă doriți. Așa că e timpul să-ți lași imaginația să zboare și să decorezi biscuitele tău așa cum îți place ție mai mult. Sincer, îmi imaginez asta așa la o masă, toată familia la masă luând fiecare câte un biscuite și începând să-l decoreze. Mi se pare scuza perfectă pentru a petrece timp de calitate alături de familia ta și de a crea amintiri noi. Dar nu vreau să mă lungesc prea tare cu acest intro și să înceapă videoul! Pentru această rețetă avem nevoie de 500 de grame de făină, 250 de grame de unt, 200 de grame de zahăr pudră, sare, un vârf de linguriță, un ou mărimea L, esență de vanilie și coajă de portocale. Începem punând făina într-un bol mai mare, strecând-o printr-o sită. Asta va face ca făina noastră să fie mai aerisită și ne va ajuta să se amestece mai bine cu restul ingredientelor, dar și să dea o textură mai suavă biscuiților. Adăugăm acum și sarea și amestecăm puțin. Punem vasul deoparte și ne ocupăm de restul ingredientelor. Punem untul la temperatura camerei în bolul mixerului. Și adăugăm și zahărul praf pe care îl trecem printr-o sită. Și le amestecăm împreună până se omogenizează totul foarte bine și vom obține astfel o pastă moale și ușor albicioasă. Dacă tu te folosești de un mixer de mână sau de un robot de bucătărie, îți recomand să o faci la viteză medie aproximativ 5 minute. Foarte important să avem răbdare cu acest pas. După ce totul s-a amestecat foarte bine și au trecut cele 5 minute, adăugăm și oul, esența de vanilie și coaja de portocală. Și mixăm în continuare până se omogenizează totul foarte bine. Poți să înlocuiești esența de vanilie cu orice altă esență vrei tu. De asemenea, poți înlocui și coaja de portocale cu una de lămâie sau chiar de mandarină. Poți să adaugi și scorțișoare sau praf de ghimbir dacă vrei. Te poți juca cu aromele ca să obții biscuiții tăi preferați. După ce s-a amestecat totul, punem din nou mixerul, dacă tu te folosești de unul sau de un robot de bucătărie, la viteză mică și adăugăm treptat făină. Îți recomand să faci așa, de altfel făina va zbura peste tot prin bucătărie. Eu mă folosesc de acest aparat care are și capac, așa că partea asta este puțin mai simplă pentru mine, dar pașii rămân aceiași. Adăugăm treptat făină.
Când vezi că făina a început să se integreze bine în restul compoziției, poți opri mixerul. Nu trebuie să exagerăm cu mixatul în partea asta, pentru că nu vrem să obținem niște biscuiți foarte tari. Împărțim aluatul în două părți egale și le dăm forma unei mingi. Luăm una dintre părți și o punem peste o foaie de hârtie de copt. După cum puteți observa, aluatul nostru arată superb. Este ușor de modelat și nu se lipește deloc pe mâini. Pun încă o hârtie de copt peste, iar cu un sucitor, cum se spune la noi în Ardeal, sau cu un făcăleț, întindem aluatul, încercând totuși să păstrăm o grosime egală peste tot, de aproximativ 4-6 mm. Încearcă să păstrezi suprafața cât mai fină și mai curată. Orice imperfecțiune de la suprafață se va vedea mai apoi pe biscuite. Acest lucru nu va schimba gustul biscuitelui, însă îl va face mai puțin aspectos. După ce am întins bine aluatul, îl punem pe o tavă sau pe un tocător și lăsăm o oră, două la frigider. După ce a trecut timpul respectiv sau după ce aluatul nostru a devenit mai tare, îl scoatem din frigider, luăm hârtia de copt de pe el și începem să-l decupăm cu formele de Crăciun pe care le avem. Arată foarte frumos vizual ce fac acum, însă e modul meu de a mă asigura că am decupat bine forma din aluat. Câteva lucruri pe care ar trebui să le mai menționez la acest pas este că dacă cumva aluatul devine din nou moale și nu mai poți lucra prea bine cu el, îți recomand să-l mai bagi pentru câteva minute la frigider. După ce am terminat de decupat toate formele dorite din aluat, așez biscuiții pe tavă, lăsând o distanță de 2-3 cm între ei. În momentul în care aceștia încep să se coacă, vor crește puțin în volum și nu vrem să se lipiască unul de celălalt. De asemenea, îți recomand să pui pe tavă biscuiți cam la aceeași dimensiune. De altfel, s-ar putea ca la coacere unii să iasă prea alți, iar alții nefăcuți. Punem biscuiții în cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Biscuiții mei au fost gata în 9 minute, însă timpul diferă în funcție de mărimea biscuitelui. De aceea, recomand să stați cu ochii pe ei și să-i scoateți în momentul în care prind o culoare mai aurie. După ce îi scoatem din cuptor, lăsăm biscuiții să se răcească la temperatura camerei. Acesta este rezultatul, arată delicios și pot să garantez că gustul este foarte aromat. Acești biscuiți îi poți servi așa, simpli, însă trebuie să menționez că sunt perfecți pentru a fi decorați cu Royal Ice. Royal Ice găsiți atât de cumpărat, dar se poate face și acasă foarte ușor. Dacă văd că este interes, o să realizez un video în care realizez această pastă și de asemenea voi realiza un video în care voi face un design ceva mai complex decât cel pe care vi-l arăt acum în exemplul de față.
am atât pentru azi. Sper din suflet că această rețetă vă este de folos. Sincer, te încurajez să încerci și tu, pentru că este foarte simplă, așa cum ai putut observa. Și fie că alegi să petreci timp să-i decorezi sau nu, rețeta rămâne la fel de gustoasă, la fel de potrivită, așa că, cum spuneam, te încurajez și pe tine să o încerci. Cam atât pentru azi. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să-mi lași un like și să-l distribui mai departe. De asemenea, dacă ești pentru prima dată pe aici, te invit cu mare căldură și cu mare drag să te abonezi ca să faci parte din mica noastră familie. Ne vedem data viitoare în următorul videoblog. Bye! Și după cum vedeți, astăzi suntem în bucurie. Și în bucurie. Hey everybody, eu sunt Miremi și după cum vedeți, astăzi mă vedeți, nu. Eu sunt Miremi și după cum vedeți, astăzi sunt în bucătărie, te rog, bucătărie. Împreună, în familie, ceva mai diferit, ceva mai, nu știu.